Dragi copii, aici e frig. De pe balcon văd beton mixt cu natură pură. Înăuntru generez căldură, cântând la microfon, de parcă ar fi un telefon în legătură directă cu o lume perfectă. 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 Alo? Alo, Picasso? Nu, ați greșit numărul. O lume perfectă. În care money is time și time is money, în care anii pierduți contează mai puțin decât banii făcuți, sau nu? Sper să afli și tu cât de curând că nu merită să stai la rând așteptând bogăție materială, când șansele sunt mai mari să faci fractură fatală la degetul mijlociu. Dacă teoria e adevărată, nici nu știu, dar mi s-a spus că nu contează cât timp teoria rimează. Și de la aceeași sursă am aflat că viața e de fapt doar o fază prin care treci cel mai ușor într-o stare netrează. Somniferul poate să fie iarbă sau alcool, ceai de mac sau aurolac, sau vreo tonă de potol, nu contează. Și vezi că iară fain rimează. Na, în vreo 3,33 de secunde cântăm refrenul. Sunteți pe fază? 1, 2, 3,3 și... Secunda curentă este cea mai permanentă. Privesc cu ochii închiși și mi se pare transparentă. Concepția contraconcepțională e boala mea latentă. Și secunda curentă este cea mai insistentă. Da, deci partea asta este rezervată momentan pentru omul pașă, care eventual, dacă are chef și este dispus la un moment dat, ar putea să tragă și el un vers din asta raga mai modern, așa, să sune fain ca în piesa aia cu tipa aia. Nu, să nu faci. De ce? Da, bine, ai dreptate, piesa sună bine așa cum e ea, dar totuși este foarte la modă mai nou să ai și un vocalist de raga, știi? Mă, o fi, mă doare fix, mă opun și după aia spun: probabil că sigur nu sunt singur care vede că timpul trece fie cald sau fie rece, fără ca noi să avem cea mai mică idee despre ce se petrece între secunda trecută, secunda curentă și secunda următoare. Oare deja au trecut vreo 10? Și eu sunt tot fără concluzie. Probabil că piesa asta e doar o iluzie în stereo audio și acum în mono, sau măcar așa mă aud eu. În orice caz, ca să concretizăm, ar fi bine să realizăm cu toții că în acest nou mileniu suntem conduși tot de gentlemani care din totdeauna ne-au furat chiloții. Secunda curentă este cea mai permanentă. Privesc cu ochii închiși și mi se pare transparentă. Concepția contraconcepțională e boala mea latentă. Și secunda curentă este cea mai insistentă. Fiecare măsură în acest cântec are exact o secundă în lungime. Asta nu s-a planificat, ci s-a descoperit acum, la ultimul mixaj de piesă. Alo, Picasso?